Angrei de pușcărie pentru criminalul care a îngrozit Banatul. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Ionel Boldea, bărbatul care a ucis două persoane într-un parc din localitatea Timișoara Făget, a fost condamnat la 31 de ani și 4 luni de închisoare cu executare. Individul a fost condamnat pentru omor calificat, tentativă de omor, lovire, dar și alte violențe. Vă reamintesc că pe data de 3 iulie bărbatul a ucis cu bestialitate doi oameni, soț și soție, într-un parc. Victimele foști ingineri chimici din comuna Margina obișnuiau să facă sport în aer liber. Ionel Boldea i-a atacat și a znopit în bătaie cu o bâtă. În cazul său, decizia magistraților de condamnare la îngrei de închisoare este definitivă.